Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Legal 100%. Perioada de pandemie a însemnat și încă înseamnă și restrângerea drepturilor cetățenești. Foarte multe discuții s-au iscat în jurul acestui subiect, astfel încât astăzi vrem să facem o analiză mai amănunțită și facem acest lucru împreună cu invitatul meu, prezent alături de noi tot prin intermediul platformelor online, prin Zoom de această dată, domnul avocat Mircea Ursuța. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și că încercați să ne ajutați să înțelegem mai bine cum a fost în toată această perioadă și, repet, încă mai este cu restrângerea drepturilor cetățenești. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, cu cea mai mare plăcere ca întotdeauna. Domnule avocat, Constituția României, republicată în anul 2003, reglementează instituția juridică a restrângerii exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale în articolul 53. S-a tot vehiculat pe marginea acestui articol, da? Articolul 53 cu titlul Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Și de aici tot felul de interpretări. Vrem să stabilim practic în ce măsură acest exercițiu al drepturilor și libertăților fundamentale poate fi restrâns și prin ordonanță de urgență, pentru că pe perioada stărilor de urgență, respectiv de alertă, s-au emis niște ordonanțe de urgență. Haideți să începem în felul acesta și să vedem până la urmă, să o lămurim, dacă ordonanțele guvernului, fiind emise în baza delegării legislative, sunt acte cu putere de lege, da? Asta nu cred că poate fi combătut, au forță juridică egală cu a legii, asta înseamnă? Da, problema este un pic mai nuanțată și merită și un pic de o incursiune, mică incursiune istorică. Așa cum spuneți, articolul 53 din Constituție nu permite restrângerea de drepturi și libertăți decât prin lege organică. De ce? Pentru că, de regulă, într-o societate normală, drepturile constituționale trebuie să fie, să fie protejate și garantate. Adică dacă nu se întâmplă ceva deosebit, nimeni nu poate să-mi interzică să merg, spre exemplu, pe stradă. Luăm exemplu că este cel mai simplu. După cum toți cunoaștem, în această perioadă este interzis să ieși pe stradă, practic, între orele 23 și 5, ca efect a unor norme la care vom ajunge. Deci, din această perspectivă, într-o societate normală, nu poate fi restrâns dreptul sau exercițiul unor drepturi sau libertăți. Problema este, cum s-a întâmplat și la noi în acest an, când ne confruntăm cu o situație excepțională, o situație generată de această pandemie în care nu mai trebuie descrisă, situație în care se impune restrângerea unor drepturi pentru a fi protejate alte drepturi. Practic, mi se restrânge dreptul la circulație pentru a-mi proteja dreptul la viață și sănătate, atât al meu, cât și al concetățenilor mei. Că e bine, că e prost reglementat, e o altă discuție. Haideți să mergem un pic istoric. Constituția României a fost făcută după un model hibrid, copiat un pic din Franța, un pic din altă parte, în 1991, în 8 decembrie, cum știm cu toții, a intrat în vigoare, ca urmare a aprobării prin referendum, și la acel moment nu ne-am pus atâtea probleme legate de restrângerea drepturilor, era o primă Constituție democratică după 45 de ani. Primele probleme cu care România s-a lovit din această perspectivă au fost cele de la începutul anului 1999, când, cu toții știm, a fost, cred că nu greșesc, ultima mare mineriadă. În momentul în care minerii se apropiau de București, autoritățile noastre au ajuns la concluzia foarte rapidă că nu au la dispoziție cadrul legal pentru a institui niște măsuri care se apropiau de cele mai degrabă de stare de asediu decât de urgență, undeva aproape de un război civil. Moment pentru care, într-o noapte, a fost elaborată ordonanța 1/1999, s-a declarat stare de urgență, minerii au fost opriți și s-a terminat discuția la momentul respectiv. Din 1999, în schimb, nimeni nu și-a mai pus problema să aducă această ordonanță 1/1999 la realitatea zilelor noastre. Să nu uităm că ea a fost făcută într-o noapte și că nu avea foarte multe lacune și nu mai corespundea niciun caz la nivelul anului 2020. În anul 2020, în momentul în care în început de martie s-a declanșat această pandemie, autoritățile statului nu au avut la dispoziție un cadru legal coerent, motiv pentru care, mai pe românești, fiecare a făcut cam ce l-a tăiat cap. Din această perspectivă a fost instituită starea de urgență prin decret prezidențial. Starea de urgență a intrat în vigoare, cu toții știm, am avut 2 luni de stare de urgență, situație în care nu s-au emis ordonanțe, s-au emis ordonanțe de urgență, dar restrângerea drepturilor cetățeanului a avut loc în principal
prin ordonanțe militare, ordonanțe militare prevăzute ca acte normative în chiar ordonanța 1 pe 1999 pentru reglementarea de care am vorbit, pentru reglementarea stării de asediu și de urgență, dar toți știm în 15 mai această stare de urgență nu a fost prelungită. Interesant este și acum putem vorbi la atâtea luni după această situație, starea de urgență nu înseamnă carantină. Cu toți în mintea noastră acum ne gândim că acele două luni de stare de urgență legând de faptul că am fost obligați să stăm în casă. În foarte multe țări din Uniunea Europeană astăzi este stare de urgență fără a fi instituită carantina generalizată sau diversele sinonime, blocaj total, spuneți-i cum vreți, pentru că circulă o serie de termeni pentru a determina acea stare în care cetățeanul este interzis să iasă, să facă altceva decât să stea în casă. Deci instaurarea stării de urgență nu înseamnă automat și luarea măsurii carantinării. Nu. Instaurarea stării de urgență presupune crearea unui cadru legal excepțional pentru care se pot restrânge anumite drepturi pentru a fi păstrate celelalte. Asta spuneam de la câteva luni, câte aproape un an de la instituirea, de la 10 luni de la instituirea stării de urgență și la 8 luni de la terminarea acesteia, putem să spunem că motivul pentru care această stare de urgență nu a fost prelungită este proasta reglementare de care am discutat înainte și proasta aplicare a textului de lege. Adică ce se întâmplă? Președinte, cu toții știm că în martie, nu mai știu acum dată, cred că 16 martie, președintele a emis acel decret de instituire a stării de urgență cu niște măsuri radicale, semăna cu o lege marțială. S-au suspendat toate termenele, toate procesele, dacă ține minte. Două luni de zile nu au pus niciun termen, o situație unică în istoria României, nu au pus niciun termen procedural și nu s-a desfășurat niciun proces care nu a fost considerat urgent. Ulterior, și asta este elementul mai puțin cunoscut, prin decizie 105-2 din 6 mai 2021, Curtea Constituțională a analizat și aceste aspecte. Noi am mai discutat chiar la dumneavoastră în emisiune și a fost discutată această decizie 105-2 vizând amenziile aplicate pe perioada stării de urgență. Ceea ce nu se știe însă sau nu s-a circulat foarte mult în spațiu public este faptul că această decizie tratează și posibilitatea organelor statului de a lua anumite măsuri excepționale. Și foarte interesant, Curtea Constituțională ne spune așa. Într-adevăr, președintele și-a depășit atribuțiile constituționale pentru că, potrivit Ordonanței 1, nu putea să ia aceste măsuri cu caracter de restrângere drepturi generale pe care doar Parlamentul le putea lua în temeiul articolului 153. Nici Parlamentul nu și-a făcut datoria pentru că a aprobat decretul prezidențial. Tot țineți minte ce era atunci, nimeni nu mai stătea, s-a votat în unanimitate în Parlament. Nu e discuție că unii sau alții, toți au votat fără să aibă habar la momentul respectiv, nu și-au exercitat, spune Curtea Constituțională, Parlamentul nu și-a exercitat controlul de constituționalitate corect, controlul de legalitate corect, a încuvințat aceste măsuri. Sigur, Curtea Constituțională a făcut o manevră foarte inteligentă. Noi nu ne putem pronunța pe decretul președintelui, pentru că nu este lege care să intre în competența curții. Spunem că este greșit, dar nu putem să cenzurăm acest aspect. Acest lucru l-a spus Curtea Constituțională în decizia respectivă. Motiv pentru care brusc ați observat că după pronunțarea deciziei s-a declarat că nu se va mai prelungi starea de urgență. S-a făcut această struțocămilă denumită stare de alertă care nu există în Constituție și care teoretic din punct de vedere a dreptului prezintă mult mai multe probleme de constituționalitate pentru că este o stare care nu și are niște restrângeri de drepturi în afara cadrului constituțional dacă vorbim strict teoretic și juridic. Pentru că Constituția permite restrângerea drepturilor în stare de război, de stare de asediu sau stare de urgență. Nu vorbește nimic de starea de alertă. Oricum, dacă veți citi definiția stării de alertă, cel care reușește să înțeleagă, cred că merită premiul Nobel pentru ce vreți dumneavoastră, pentru că este absolut ininteligibilă definiția, o stare de măsuri care nu am înțeles ce facem și ce nu facem. Dar esența aceasta este, starea de urgență nu a mai putut fi prelungită datorită faptului că s-a luat nelegal. Ce a făcut Curtea Constituțională ca să spele cumva pe toată lumea și să nu ajungem într-un blocaj? Pentru că Curtea Constituțională putea să declare atunci neconstituționalitatea stării de urgență. Vă dați seama ce consecințe ar fi avut în planul unor persoane care la momentul respectiv sau întregii societăți românești care nu înțelegea ce se întâmplă la momentul respectiv. Curtea Constituțională a spus așa. Într-adevăr, Ordonanța 1 pe 1999, pornind de la întrebarea noastră, este neconstituțională pentru că restrânge drepturi și libertăți. Ceea ce, potrivit revizuirii constituționale din 2003, nu este posibil.
foarte important de menționat, interdicția de a se restricționa drepturi și libertăți prin ordonanță de urgență nu este din 91, este din 2003. Și Curtea Constituțională, într-un raționament criticabil juridic, dar de înțeles din punct de vedere social, spune așa: eu nu pot să verific ordonanța de urgență 1/1999, pentru că la momentul respectiv ea putea restrânge drepturi și libertăți. Ea nu mai poate restrânge astăzi. Dar atunci putea restrânge drepturi și libertăți și, ca atare, Curtea Constituțională refuză să o declare neconstituțională, lăsând practic situația așa într-o coadă de pește, pentru că o declarare neconstituționalității ar fi aruncat în aer societatea românească la momentul respectiv. Este una dintre cele mai inteligente decizii ale Curții Constituționale, mult urâtă la momentul respectiv și mult blamată, dar o decizie care a permis, într-un fel sau altul, așezarea socială de la momentul respectiv. Ea este nelegală strict, pentru că este absurd. Nu știu dacă judecătorii curții s-au asumat sau chiar n-au înțeles acest lucru, spunând că nu pot cerceta ordonanța 1/1999 pentru că la momentul respectiv era constituțională. Este ca și cum ai spune că dacă azi este permisă pedeapsa cu moartea și mâine revizuirea constituțională interdice pedeapsa cu moartea, ar însemna că pedeapsa cu moartea se aplice în continuare, pentru că a fost prevăzută la momentul respectiv. Este o absurditate. Pentru că tot ce normă contrar Constituției se cetează efectul odată cu revizuirea Constituției. Când se schimbă un act normativ superior, încetează efectele actelor inferioare, că atunci nu avea niciun sens să schimbe actul superior dacă cele de jos ar produce efectul. Dar, trecând peste toate aceste aspecte, Curtea Constituțională a dat o decizie solomonică, înțeleaptă, cum vreți să-i spuneți din această perspectivă, și de aceea președintele n-a mai îndrăznit să prelungească starea de urgență. Țineți minte că au fost acele discuții cum se restrâng drepturile, acuze politice reciproce din partidelor fiecare la adresa celorlalți. Așa este, și până la urmă s-a adoptat această, domnule avocat, decizie. Ne-ați făcut un rezumat pe scurt a tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă din punct de vedere legal. Cumva am înțeles că drepturile și libertățile cetățenești pot fi limitate dacă au consecințe pozitive, respectiv pentru a se proteja alte drepturi. În același timp, eu ca și cetățean de rând, dacă stau și citesc niște articole din Constituție, sigur, articolul 53, da, coroborat sau privit corelat cu articolul 115, care spune că ordonanțele de urgență nu pot afecta drepturile, libertățile prevăzute de Constituție. Adică, cumva, în mintea cetățeanului de rând se întâmplă niște lucruri contradictorii. Dumneavoastră, ca și specialist al dreptului, spuneți că cumva măsurile au fost luate în mod legal, dar au fost prost reglementate, practic, și de acolo au apărut tot felul de consecințe. Sigur, a venit Curtea Constituțională, iarăși ne-ați lămurit cum s-a raportat la toată această situație, dar dacă dumneavoastră, să presupunem că ați fi fost solicitat în echipa, da, repet, ca și specialist în drept, aveți și experiență în tot ceea ce înseamnă redactare de coduri și așa mai departe, dar dacă ați fi fost solicitat în echipa celor care au gândit aceste măsuri, ziceți-mi cum ar fi trebuit să fie ele reglementate în așa fel încât să se evite tot ceea ce s-a întâmplat ulterior, inclusiv problema cu amenzile, cu neconstituționalitatea lor? Problema ar fi relativ simplă, așa la o primă vedere. Adică nimeni nu poate acuza persoanele în funcție la momentul 16 martie când s-a instituit acel decret, deși și acela este, și am mai discutat la dumneavoastră emisiune, plin de greșeli și plin de inadvertențe juridice care n-au ce căuta și nu pot fi tolerate la asemenea nivel, indiferent de starea în care te afli, dar trecând de toate aceste aspecte, să zicem că în martie este de înțeles că nu poți face. În aprilie, de asemenea, hai să zicem, a trecut o lună, e de înțeles că nu te-ai prins. E, dar în două luni de zile, pe fondul acest excepțional, ce trebuia să facă România? Trebuia să dea, Parlamentul să dea o nouă lege a stării de urgență, nu să inventăm starea de alertă, trebuia să dea o nouă lege a stării de urgență, conform dispozițiilor constituționale articolului 53 și 115 de care discutăm, care să permită luarea măsurilor care de fapt se iau și astăzi, dar într-un cadru în care să se respecte legalitatea. Dar problema e la felul în care a fost definită, că e urgență sau alertă, felul în care a fost definită această stare sau conținutul măsurilor? În primul rând, gândiți-vă, noi am inventat o categorie care nu există. Deci, dacă tot discutăm și tot vrem să respectăm legislația ca lumea, în Constituția României se prevede restrângerea drepturilor se poate face doar în stare de asediu sau de urgență. Nu găsim alertă ca și sinonim al celor două.
dar nu poate fi sinonim. Deci ai urgența. Tu, de fapt, nu iei în stare de urgență, ci creezi o chestiune care seamănă, dar nu prea seamănă, arată, dar nu prea arată ca urgență. Că noi, practic, în România, să fim serioși, astăzi încă suntem în stare de urgență, normal vorbind, legal, filozofic, constituțional, cum vreți să spuneți, nu? Să restrâng drepturi și libertăți, da. Ai voie să circul între 11 și 5 dimineața? Nu. Ai interdicții de, de exemplu, de la închiderea teraselor, restaurantelor, cinematografelor, teatrelor. E afectat dreptul la muncă a persoanelor care lucrează acolo. Sunt normale? Da, sunt normale, pentru că trebuie să le luăm. Toată Europa le-a. Cadrul este prost. Asta am vrut să vă întreb, dacă tot ați adus vorba de Europa. Știu că aveți cunoștințe de felul în care au fost implementate aceste măsuri și la nivelul altor țări din Europa. Poate ar fi cazul să facem niște comparații. Cumva oamenii au fost, sunt poate de multe ori contrariați în privința măsurilor care se iau la noi în țară, dar poate că ar trebui să înțelegem cumva că, așa, la un cadru general, cumva aceste măsuri s-au luat cam peste tot. Dar, repet, spuneți că au fost implementate cumva diferit, astfel încât lucrurile să funcționeze mai bine. Asta ziceți? Da, acum tot ceea ce discutăm noi pentru cetățean are mai mult sau mai puțină importanță, că îi spune alertă sau urgență, că e așa sau invers. Dar până la urmă ține de filozofia și coloana vertebrală a poporului român să-ți respecti instituțiile pe care tu le-ai creat. În toată Europa, din ce văd și eu, că nu văd mai mult decât dumneavoastră pe internet, există stări de urgență prelungite cu lunile. Nu știu, mi se pare că Franța are până martie, Spania are până în februarie, Italia are stare de urgență încă nu știu câte luni. Situații care permit guvernului țărilor respective să ia măsuri excepționale în cazuri excepționale. Da. În legislația română, în codul penal, există infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. Am auzit de ea foarte mult în această perioadă. Aș vrea să spuneți părerea dumneavoastră și despre felul în care a fost aplicat acest articol 352 din codul penal în toată această perioadă. Da. Vedeți, este un exemplu bun, în care se arată că într-o anumită situație trebuie să fie luate măsuri legislative corespunzătoare acelei situații. În forma inițială a articolului din codul penal anterior pandemiei, se spunea că constituie infracțiune de zădărnicire a bolilor fapta de a nu respecta măsurile specifice unei stări cum sunt cele de astăzi, cu consecința îmbolnăvirea altor persoane. Legiuitorul a modificat acest text de lege și l-a adaptat cerințelor actuale și acum nu mai este cerința să se producă și consecința îmbolnăvirii altei persoane. Mi se vedea că pedeapsa este la 6 luni la 3 ani prin simpla nerespectare a măsurii de carantină, în ipoteza în care se produce și rezultatul, în sensul că se dovedește că s-a îmbolnăvit o altă persoană, pedeapsa merge până la 5 ani, în ipoteza în care se creează vătămârea sănătății persoanei sau decesul acelei persoane, pedeapsa merge până la 15 ani. Deci România și-a adaptat legislația în materie penală destul de corect, specific acestei stări, în sensul în care pentru a preveni, pentru a impune într-o formă sau alta respectarea măsurilor luate de autorități pentru combaterea pandemiei, se intră inclusiv în domeniul penal. Deci dacă nu se respectă măsurile de carantină dispuse de către autorități, automat ești pasibil de infracțiune până la 3 ani. Dacă ai produs și consecințe, pedeapsa poate să meargă până la 5 sau 15 ani. Este un exemplu bun raportat la modul în care autoritățile române reacționat. Deci avem și exemple bune. Dar revenind la, la drepturile restrânse pe perioada pandemiei, dumneavoastră ca și fiind observator, să spunem iarăși, repet, specialist în drept, al felului în care s-au întâmplat lucrurile în această perioadă, dați-ne, să spunem, unul, două exemple care cumva subliniază tot ceea ce a spus mai devreme. Care dintre drepturile restrânse vi se pare că ar merita o atenție deosebită și ar conferi cumva celui căruia i-au fost restrânse drepturile posibilitatea să atace o astfel de decizie, o astfel de măsură? Cred că cel mai important drept care se restrânge în perioada asta este dreptul la libertate individuală, dreptul la circulație, nu? Pentru că, pe de o parte, este restrâns pentru toate persoanele, adică nimeni n-are voie să iasă între 11 și 5 afară. Mă refer la ceea ce este astăzi în vigoare, ca să nu mai încurcăm lucrurile. Dacă n-are un motiv justificat să meargă la serviciu, să meargă la spital, asta este pentru întreaga populație și sunt măsuri specifice de carantinare în anumite situații expres. Dacă a intrat, a fost contact unui bolnav, de exemplu, da? Împotriva tuturor acestor măsuri, persoana respectivă se poate adresa într-o procedură foarte rapidă judecătoriei
iar în 24 de ore judecătoria trebuie să spună dacă măsura a fost legală sau nu. Deci s-a instituit un control de legalitate a măsurilor dispuse de administrativ de către organele administrative pentru combaterea pandemiei. Hotărârea judecătoriei se atacă la tribunal și tribunalul în 24 de ore se pronunță. Deci, în teoretic, în 48-72 de ore ar trebui să fie o soluție definitivă cu privire la ceea ce se întâmplă. Pe de altă parte, de asemenea, legislația noastră permite posibilitatea atacării a măsurilor generale. Ați văzut că au existat carantinări a unor localități. Tot vorbim de libera circulație. Au fost carantinate 14 zile, 28 de zile, localități întregi. În unele situații, instanțele au constatat că această carantinare este nelegală și au dispus ridicarea ei. Problema este că, deși textul spune că se judecă în 48-72 de ore, toți am văzut că decizia definitivă a instanței a venit cu o zi înainte de ridicarea efectivă a carantinei în unele situații. Deci există, cel puțin teoretic, un control al instanței de judecată cu privire la măsurile pe care autoritățile sanitare le pot dispune. Domnule avocat, suntem spre finalul discuției. Încă se aplică amenzi. Spuneți-ne în ce stadiu sunt contestațiile care s-au făcut amenzilor aplicate pe perioada stărilor de urgență și în continuare până la urmă, inclusiv pe perioada stărilor de alertă. Acum sunt două aspecte. Cele pe perioada stării de urgență, am mai avut o discuție despre ele și din punctul meu de vedere, ca efectul acestei decizii de care am discutat 152 pe 2020, ele nu mai pot fi executate nicio formă. Și dacă au fost contestate și dacă nu au fost contestate, efectul de contravenționalizare, dezincriminare contravențională se produce retroactiv, ele se consideră că nu au fost niciodată aplicate și nu pot fi puse în executare. În ceea ce privește amenziile aplicate după 18 mai, mi se pare, data intrării în vigoare legii 55, ele își urmează cursul firesc. Dacă cine persoana e nemulțumită de aplicarea amenzii, o atacă la instanță și instanța apreciază în concret dacă amenda a fost corect sau nu aplicată. Se poate discuta foarte mult despre acest subiect, pentru că în realitate și aici s-a reglementat destul de, să spun, nu foarte fericit modul de sancționare contravențională, pentru că se fac trimiteri generice, iar actele care definesc conduita sancționată nu sunt acte de nivelul cerut de legislația specifică în materia contravențională. Adică niciodată printr-un ordin de ministru, de exemplu, nu poți impune conduite contravenționale. Ceea ce se întâmplă inclusiv cu portul măștii. Și dacă îmi dați voie, mi-a venit un exemplu acum. Foarte pe scurt, vă rog. Țineți minte că am avut o discuție legată de această problemă cu măștile, că este foarte prost reglementată data trecută la dumneavoastră. Am văzut efectul acum când un senator s-a dus fără mască la constituirea Parlamentului și efectiv nu a putut fi amendat pentru că legea era atât de proastă încât nu s-au putut lua măsuri. Domnule avocat, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi și pentru că ați încercat să ne lămuriți și de această dată. Și vă aștept cu mare drag și într-o ediție viitoare. Până la urmă, concluzia, doamnelor și domnilor, este aceeași. Noi, ca și cetățeni de rând, trebuie doar să luăm aminte la măsurile care se impun, să le respectăm, pentru că ne protejăm în felul acesta sănătate. Totuși vorbim de o pandemie, iar dacă avem nemulțumiri sau considerăm că ceva nu este legal, ne îndreptăm către un specialist care, sigur, ne poate explica mult mai pe îndelete. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi. Până data viitoare, numai bine!